Asertivitatea, pierdere sau câștig. O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală clasa a, a Pentru a putea afla răspuns la întrebarea dacă asertivitatea este pierdere sau câștig, vă propun să facem în minutele următoare o analiză a costurilor și a beneficiilor pentru răspunsurile de tip pasiv, agresiv și asertiv. Această metodă ne va ajuta să descoperim. Prin intermediul câtorva exerciții și întrebări ajutătoare, care sunt costurile, adică pierderile, și care sunt beneficiile sau câștigurile răspunsurilor care definesc cele trei tipuri de comportament. Să presupunem că Maria și David sunt în următoarea situație. În timpul orelor, colegii din spatele lor sunt neatenți, vorbesc, râd și îi provoacă și pe ei ceea ce îi deranjează. Împărțiți-vă în trei grupuri diferite. Grupul pasiv, grupul agresiv și grupul asertiv. Amintiți-vă caracteristicile celor trei tipuri de răspunsuri exercate în resursele anterioare și prezentați într-un paragraf sau o jumătate de pagină cum vă imaginați că se poate continua situația descrisă mai devreme, oferind răspunsul potrivit grupei din care faceți parte. Prezentați apoi colegilor răspunsurile voastre și observați ce avantaje și dezavantaje ar putea rezulta. În urma fiecărui tip de răspuns. Acum vă propun să găsim împreună răspuns la următoarele întrebări. Ce am de câștigat dacă sunt pasiv sau agresiv, dar dacă devin asertiv? Notați pe câte o coală de hârtie răspunsurile voastre pentru fiecare tip de comportament. Să vedem câteva exemple de răspuns pe care le-am identificat eu la întrebarea ce am de câștigat dacă sunt pasiv. Evitarea asumării responsabilității de a face liniște și de a ajuta pe colegi să fie atenți la ore, aprecieri pentru că satisfac așteptările celorlalți și nu le stric planurile, respectul celorlalți pe termen scurt, prietenia celorlalți sau evitarea unor posibile conflicte. Voi ce răspunsuri ați oferit? Ce am de câștigat dacă sunt agresiv? Aș putea câștiga sentimentul de putere sau atenția și respectul celorlalți pe termen scurt? De asemenea, aș putea avea influența asupra deciziilor luate de ceilalți. Ce am de câștigat dacă devin asertiv? Încrederea și respectul față de propria persoană și față de ceilalți? Posibilitatea de exprimare a părerilor și a emoțiilor fără să rănesc sau să jignesc? Deținerea controlului asupra situației, concentrarea la ore, posibilitatea de a refuza cererile colegilor fără să-i supăr, și nu în ultimul rând aș putea avea mai mulți prieteni. Toate acestea sunt doar câteva dintre câștigurile asertivității. Voi ce alte câștiguri ați descoperit? Să vedem acum ce am de pierdut în situația în care sunt pasiv sau agresiv. Dar dacă devin asertiv, Notați și de data aceasta pe o coală de hârtie răspunsurile voastre pentru fiecare tip de comportament. Iată și câteva exemple de răspunsuri la întrebarea ce am de pierdut dacă sunt pasiv. Independența, capacitatea de a lua singur decizii, șansa de a-mi satisface propriile nevoi și dorințe, de a fi atent la ore, respectul celorlalți față de drepturile și dorințele mele, capacitatea de a influența deciziile, solicitările și așteptările celorlalți. Ce pot pierde dacă sunt agresiv? Prietenia sinceră a celorlalți, capacitatea de a trăi emoții pozitive, bucuria ajutorului oferit, aprecierea celorlalți și timpul alocat învățării și asimilării unor noi cunoștințe. Ce altceva putem pierde dacă suntem agresivi? Ce am de pierdut dacă devin asertiv? Dacă încerc și nu reușesc să-i fac pe colegi să fie atenți la oră voi fi mai puțin supărat decât dacă nu voi încerca. Prietenii mei s-ar putea să nu fie bucuroși că nu mă alătur lor. Voi ce pierdere ați identificat în cazul în care ați hotărât să deveniți asertivi? După modelul realizat împreună, vă invit să faceți singuri analiza costuri-beneficii pentru cele două situații prezentate în imagine. Pentru a face acest exercițiu, împărțiți-vă în două grupuri mari. Fiecărui grup îi va fi repartizată de către profesor una dintre cele două situații prezentate. Faceți analiza costuri-beneficii pentru fiecare tip de răspuns, pasiv, agresiv și asertiv, și notați pe foi diferite costurile și beneficiile identificate. La finalul acestui exercițiu, analizați costurile și beneficiile identificate pentru fiecare situație și pentru fiecare tip de comportament. După cum ați putut observa, în comparație cu numeroasele pierderi pe care le putem avea dacă suntem pasivi sau agresivi, comportamentele asertive ne aduc cele mai puține pierderi și cele mai importante câștiguri. Pentru a evidenția și mai bine beneficiile asertivității, în final vă propun următorul exercițiu. Având în vedere câștigurile asertivității realizați prin consultare cu ceilalți colegi de clasă, un decalog al asertivității, adică formulați 10 propoziții care să prezinte drepturile asertive și afișați-le la loc vizibil în sala de clasă. Iată un model de formulare a decalogului. Concluzia la care cred că ați ajuns și voi este că, spre deosebire de comportamentele pasive și agresive, asertivitatea reprezintă un câștig pentru cei care au această abilitate, fiind une de mare ajutor în îmbunătățirea acțirea calității vieții și a stării de bine în general.